dimineața la mare. Nu suntem la plajă, suntem pe autostrăzile din zonă. Mergem să explorăm puțin județul Constanța. Mergem în zona de sud, în care nu am fost niciodată, dar nu mergem, bineînțeles, spre Vama Veche. Mergem pe altă rută și o să vedem, o să vedem împreună, vedem ce descoperim. Ar fi vrut să merg totuși la plajă astăzi, că n-am fost deloc de când am venit, dar s-a răcorit puțin așa. E o zi mai bună de călătorit și de explorat decât de stat la plajă. Trece în canalul Dunăre Marea Neagră. Scăpat repede de traficul infernal pe rutele care intră în țară și în stațiuni și suntem în Constanța rurală, unde totul e galben cu verde și cu nori de furtună. Sper să nu ne prindă vreo ploaie. Bine, nu o să ne aventurăm pe vreun off-road ceva extrem, că nu pentru asta am venit. Dar este exact ce bănuiam. Ce se întâmplă în majoritatea zonelor dezvoltate ale României. Ai părăsit cu 10-15 km polii ăștia puternici. Gata. Te întorci înapoi la lucrurile de bază. Și
de asta, cred că o să mă întorc apoi la Craiova pe drumul vechi, o să merg până la Măcini, la piciorul podului acolo, la podul care se construiește peste Dunăre și care trebuia să fie inaugurat zilele astea și va fi inaugurat abia în iulie. Și mă întorc pe drumul vechi pentru că simt mai mult călătoria. Iar Touaregul, după cum vedeți, e mai mult în elementul lui pe drumurile astea naționale și pe județene. Nu că nu ar fi o mașină de viteză, dar parcă pe aici simți călătoria și îți place mai mult așa cumva, nu știu. Nu departe de Mamaia. Cam 30 de kilometri, 40, nu știu. Pentru un drum județean. Spectaculoasă zona, spectaculos sudul județului Constanța. Eoliene peste tot. Credeam că sunt numai spre nord, spre Tulcea și la Cernavodă, dar văd că sunt și pe aici. Am făcut bine că am plecat la plimbarea asta. Pentru că e răcoare, 23 de grade. Și apropo să vă arăt o chestie. Ce se întâmplă la Touareg când mergi cu el în regim din ăsta de drumuri naționale. De la alimentarea de la București, de când am venit, am făcut 203 km numai în Constanța și dusul până la cheile Dobrogei. Și ia uitați ce range avem acum. Deci la un mers din ăsta de drumuri naționale cu viteza legală de 100 și un pic kilometri pe oră, faci 1000 de kilometri. Și în continuare, mi se pare mașina ideală pentru drumurile noastre de toate felurile. Ești în siguranță, vezi, ai perspectivă bună, poți să mergi și tare. Dacă vrei să ieși de pe carosabil, pe un drum agricol, pe un drum de oricare fel din asta de câmp, nu ai nicio problemă. O mașină polivalentă, care însă, într-adevăr, este un pic... pierde un pic la dinamism, pentru că are o masă mare. Dar modelul de după a mea, care are cutia cu 8 viteze, motoarele Euro 5 optimizate și așa mai departe, mi se pare mașina ideală. Bineînțeles, și prețul uneia bune, într-o stare bună, este dublu față ca uneia din generația asta. O bucată de șosea umbrită de copaci este la ieșirea din localitatea Plopeni. Totuși n-am văzut nici în Constanța, nici în Tulcea, în județul Tulcea, și cât am umblat pe aici, nu am prea văzut, sau cred că n-am văzut deloc. Nu, n-am văzut deloc. În zona Bucureștiului am văzut camioane de lemne. Mi-am impresia că pe aici nu se taie pădurile. Iar să circul pe șosea din asta, care este umbrită în lunile fierbinți, este wow. Probabil că la noi în Oltenia copacii ăștia ar fi fost ciumpăviți, tăiați, știți cum, în ce fel și în ce forme, pentru siguranța traficului. Că toată ziua cad copaci pe mașini și... mă rog. România ar trebui să adopte, am mai zis eu, pe bagnota aia nouă de 20 de lei, nu trebuia pusă Ecaterina, trebuia pus camionul cu lemn, simbol al României din prezent. Să ieșim puțin de pe carosabil, să mergem pe un drum din ăsta de pământ. Încercăm să ajungem la releul ăla de acolo. Pentru că am zis că de acolo se vede parcul de Eoliene. Bă, tu ce ești? Cârtiță mică, pui de cârtiță, ce ești? Du-te acasă, hai! Ia uitați ce am găsit pe aici. Asta canal să intri și să ieși din el. Da. Trebuie mașina din aia dedicată canalelor. Nu rable din ăștia, n-ai ce face cu... cu ăsta de bate motorul la ele, caz din ele, nu-mi place deloc cum se aude așa, nu știu ce. Mă rog, hai să-i dăm înainte. Am avansat, am lăsat releul în spate, se vede puțin din parcul de Eoliene.
Și aici traversăm acest canal mare și adânc și ne întoarcem înapoi la șosea pe partea cealaltă. Că cred că se poate. Asta e canalul. Asta e întâlnă asta, băi, tată, băi, nu așa. Aude, și pe aici mai trebuie să ieși și să nu mai ieși. Bun. Trebuie să facem dreapta pe aici. Bă, teren accidentat pe aici, bă, ia uite, bă, ce șleauri, ce știu. Nu merge toare pe aici, nici nu se pune problema, ia uite. Să dăm înapoi, să întoarcem, pe unde om lua-o, ce om face. Bă, frate, bă, trebuie să-mi iau altă mașină, neapărat. Neapărat, deci, iar pe voi vă sfătuiesc să nu mai, nu vă mai luați Volkswagen-uri. Nici mari, nici mici. Troace, troace, cât mai multe troace îl cumpărați eu de la toți producătorii. Iarăși pe asfalt înapoi. Foarte spectaculoasă, spectaculos relieful. Nu mă așteptam să fie atât de multe urcușuri și coborâșuri. Mă așteptam ca zona asta să fie oarecum plată, dar nu este așa. Ai podișuri din astea pe care mergi la înălțime, cobori, iar urci. Foarte, foarte mișto zona. Suntem în ceea ce se numește rezervația științifică Dumbrăveni. Domnii de la drumuri își fac treaba. Cam așa arată relieful pe aici. Ceea ce, într-o formă care se numește Canara, așa scrie Sfântul Gogule. Oricum, pe aici a curs apă cu ceva mulți ani în urmă. Asta se vede clar. A, și dintre toate forțele de ordine prezente pe teritoriul României, am întâlnit aici un echipaj de poliție de frontieră. Era un mers, au trecut, deci o carieră am impresia. Ia să vedem pe unde continuăm pe aici. Drum de câmp cu puțină piatră, mergem spre un reper de pe aceste hărți, să vedem dacă putem ajunge sau când ne putem apropia. Cezorne sunt scaunele în portbagaj, care n-am avut unde să le las, nu le-am mai descărcat, adică să le fi garat în camera de hotel, n-avea niciun rost. De că am stat la etajul 7, stau la etajul 7. Suportăm puțin în disconfort din asta de toareg, în regim off-road. Au de aici un vehicul care cară paie, încărcat cu paie. Asta e vehiculul cu care se cară baloți. A trebuit să întorc. Nu poți ajunge cu mașina prea departe, e multă vegetație, e o zonă foarte mișto geografic construită, care trebuie luată la picior. Și în niciun caz în anotimpul grile calde. Trebuie venit toamna spre iarnă, când e vegetația uscată, ca să ai și vizibilitate și să te poți deplasa pe unde trebuie. Să mai încerc să intru pe jos, pe undeva pe acolo, prin zona carierei, dacă se va putea. Însă, când am venit, n-am văzut câmpul ăsta atât de frumos. Cred că sunt plante medicinale, ceva, nu știu, nu mă pricep. Dar arată de-a dreptul, wow! Gata, domne, am coborât prin carieră, nu m-a întrebat nimeni nimic. Și mergem pe acest drum de la marginea pădurii de Salcâm, care nu se arată a fi foarte rău. Suntem în fundul acestei forme de relief, pe unde aici a curs ceva cu mulți, mulți ani în urmă. Probabil că Marea Neagră sau Dunărea, nu mă pricep. Dar sunt niște forme de relief spectaculoase. Să vedem până unde putem ajunge pe aici.
mă disperă scaunele alea. Ha, trebuie să le las aici, nu pot să le las, că sunt scaunele de filmări branduite cu uleiul Ravenol. Stai. Astea sunt importante când, mai bine un lucru important la mașinile de mers în teren accidentat. Chiar dacă ai o super mașină, super potentă, super înaltă, cu super sistem 4x4 și așa mai departe, dacă nu ai liniște în ea și ai greiera și flutura și mergi cu ea 10 km pe câmp, te-a nebunit. De adevăratele. Așa că Touareg-ul e un bun compromis pentru așa ceva. Dacă nu l-ai încărcat cu chestia iurea, nu se aude nimic în el, nici pe câmp, nici pe nicăieri. Deci suntem, da, fundul acestei gropi. Nu știu cum să o numesc. Noi înainte am încercat pe una din culmile alea de pe acolo de sus, dar nu se putea, pădurea e densă și nu poți ajunge decât dacă știi drumurile și să fie toamnă, să fie frunzele uscate. Cam așa arată ce se vede pe aici. Într-adevăr, forme de relief spectaculoase. Și aici avem o bifurcație, am impresia. Da. Se poate și la stânga și la dreapta. Chiar interesant. Și avem și un panou informativ, adică un bolovan. O piatră uriașă. Spre bisericile rupestre, 1,4 km. Adică la dreapta, încolo. Iar încolo nu știu unde se ajunge. Se ajunge probabil că pe aici la stânga poți să ieși în satul ăsta, satul Olteni. Nu știu dacă îl vedeți. Ha, ce tare. Hai să o luăm la dreapta spre bisericile astea, să vedem unde putem ajunge pe aici. Că pare accesibil drumul. Nu aici un șanț. Ăsta de încrucișare, de punți, de dragi, lasă-le, 4x2,5. Am trecut prin el. Dăm înainte. Spectaculos, n-am ce să zic. Nu am mai fost în niciun loc ăsta până acum. Cam pe aici am fost deasupra, în zona asta n-ai nicio șansă să cobori. Bine, ai, dar nu așa cum am venit eu încălțat în Adidas. Spectaculoase locuri, de adevăratele.
Aici este chiar de-a dreptul un loc unde se pot filma, un loc de film, de adevărat era de film. Deci pe aici parcă nu-ți vine să lași telefonul din mână și să te oprești din filmat. Ia uite. Ce faci tu, bă, broscuțo, bă? Bă, broscuțo, bă, eu trebuie să te iau exact așa între roți pe tine. Pac. Bravo, broscuțo. Avem ceva care zboară spectaculos. Pe aici trebuie să fim puțin atenți totuși la condus. Sorry. Ușurel. Nu lăsa urme pe caroserie. Nu. Stânga sau dreapta? Stânga. Hai. Asta a fost. Știi că pe aici n-a mai fost nimeni de ceva vreme cu mașina. Iar aici avem iar un indicator care ne spune încotro sunt acele biserici rupestre. Dar cred că va trebui... Ba, a fost cineva pe aici. Că e greu, că sunt... E vegetația călcată de curând. Cred că ar trebui să întoarcem și să nu mai înaintăm mai mult de atât. Pentru că va trebui să mergem pe jos. Și cred că e destul de greu accesibil. Hai să coborăm puțin totuși. Biserica rupestre sau biserici, nu știu dacă sunt mai multe, sunt pe acolo, pe sus, pe unde ne arată acea săgeată. Să ținem așa potecuță, pac, pac, pac. Pac, 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 n-am all terrain-urile, n-am nimic. Așa e când vii la mama aia. Hai să vedem cine este. Cineva a marcat traseul totuși. Arș! Arș! Marcini! Ha! Ba, așa-mi la tutea echipamente de chestii de ăștia. Ah! Nu cred. Gaură în pământ, interesant. Arș, 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 arș. Mai e mult. Și mai sunt dese. N-am simțit nimic. Nu am nimic. Chestii de vizitat.
în România. Bă, nu cred! Cât de mari sunt aici! Până aici! Hai, mai sunt puțin, 3, 2 metri, 3 metri! Un metru, a trecut și o pârliță. Victorie! Wow. Cam așa arată. Pauză. Dar eu trebuie să mor pe scara asta. Fucking shit. Mie nu mi-e frică de înălțime, mi-e frică de scări. Ne urcăm împreună. Opa. Bă, mă ții? Mă ții. Foarte răcoare, diferență mare de tot de temperatură. Wow. Wow. Da. Cam așa e până jos. Și așa e pe aici înainte. Ia să prindem totuși lanterna la celălalt telefon. Unde ești? Lanterna. Mersul piticului. Nu l-am mai făcut de mult. Și continuă. Dar nu mai continuu eu. Că aici e în patru lape. Trebuie studia puțin, pentru că e un loc spectaculos, într-adevăr, care are ceva vechime și care are sigur și o poveste. Este o rută, văd, și pe acolo, care merge pe jos, pe undeva, te duce pe picioare. Hai, înapoi! Știți poezia What comes up must go down? Înapoi iar prin boscheți. Da, a meritat. Cu toate că m-am cam înțepat. Harști. Harști. Stai cu minte, domnule boschet. Zonele astea trebuie vizitate toamna, când e vegetația ieșită din ciclu de viață, când e căzută și uscată. Acum e aventuros pentru picioare. De adevăratele. Sau să ai ce trebuie la tine. Echipament. Ha. Parcă m-am obișnuit acum un pic cu înțepăturile, să nu le mai simți. Le mai simt așa de puternic, dar la dus a fost un pic aventuros.
Deci toare cu ce cuminte stă acolo. Să ne urcăm în el, să ne întorcem, să încercăm să ieșim pe partea cealaltă. Acolo la bifurcație să o luăm spre localitatea Olteni. Că doar suntem, adică eu sunt oltean. Am ajuns la borna asta care separă drumurile la mijlocul acestei văi și o luăm, nu ne întoarcem pe unde am venit, o luăm pe celălalt traseu, pe traseul nou care duce spre localitatea numită Olteni. Vedem cum este peisajul și pe aici. Este într-adevăr printre cele mai spectaculoase locuri în care am fost. E un are ceva aparte, are o unicitate din asta care nu am regăsit-o cât am mai umblat eu pe teritoriul României. Oricum se știe că zona asta dintre Dunăre și Marea Neagră are un relief atipic restului țării și nemai întâlnit. Să continuăm totuși, să vedem pe unde se iese de aici și ce ne mai rezervă peisajul. Știți reclama aia la golful nunene ăla cu soția de-i scârția ceva la mașină în timp ce soția doarme și el nu știe ce, până la mult de seama că inelul soției mi-e în scârție breloc. În fine, să ne întoarcem la relief și la ruta asta pe aici. Opa, o situație dificilă. Într-adevăr, când plouă e dificil. Când e uscat, merg și cu pasat, cu toare.
pauză de intersecție. Deși cred că ambele rute duc în același loc. Să aruncăm o privire pe distinctul maps. Ah, da, practic trec și acest canal Părâiaș. Bun. Și trebuie să ajungem aici. Bun. O luăm prin dreapta. Ah. Ecrane tactile. Și sună telefonul. Da. Pe care rută o luăm? Da? Sau pe cealaltă? Hai să vedem pe aici ce se întâmplă. Pe unde ajungem? Cum ajungem? Că pe cea de jos e mai ok. Jos. Sau pe cea de sus? Hai pe cea de jos. Băi, Volkswagen, n-am șprei să-ți dau la breloc. Aici așa. Lasă-mă să mă bucur de peisaj. Destul în zorne scaunele în cap. Se vede localitatea, se văd stâlpii, se văd casele. Am mai să găsim o trecere peste canalul ăsta. Că doar nu o să trecem prin el, nu? Spectaculoasă zona, merită venit și petrecut mai mult timp chiar. Nu așa pe fugă cum sunt eu, pentru că trebuie să ajung înapoi la Constanța la ora 2, ca întâlnire cu unul dintre băieți. Aha, și asta era ruta de sus. Mai rea, mai bună, tot aia. Bun. Frumos, de adevărat era frumos. O luăm spre Constanța pentru că ne arată o oră și un sfert timp de deplasare. Și acum este 12, iar eu trebuie să fiu la 2 acolo, ceea ce e tocmai bine, suntem în grafic. Nu știu cât de mult ține el cont de trafic din zona intrărilor în Constanța, dar ne descurcăm. Cam ăsta a fost și episodul ăsta, să-l numim așa, rătăcit prin județul Constanța. Nu m-am rătăcit, doar că pare plăcută, un pic dificilă, dar plăcută. N-am nimerit din prima unde vreau să ajung, dar am ajuns unde trebuie. A, și apropo de Touareg, să ne întoarcem, că totul se învârte în jurul lui. Ia uitați ce se întâmplă când mergi cu el în regim din ăsta blând. Faci 250 de km de la plin cu circa 20 de litri de motorină. Adică este exact mașina cea mai versatilă pentru lucrurile astea. Eu n-am găsit încă alta. Iar la nevoie poți merge cu ea și tare, chiar foarte tare. Bun, sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Ne vedem cu bine în noi și noi incursiuni în natură și episoade legate de lumea auto. Bye, bye!